ce înseamnă maimuță carpatină, ce spune titlul? E titlul unuia dintre articole. Și cine sunt nu e individualizat. Deci nu m-am gândit la cineva anume. M-am gândit la un obicei sau la ceva ce a devenit obicei național, și anume capacitatea de a prelua fără discernământ. Ifosul ăsta mimetic. Vedem ceva, luăm. Nu știm dacă ne trebuie sau nu, nu știm dacă ne stă bine sau nu cu el, dar îl luăm pentru că e deja creat. E un fel de snobism. Nu știu că snobism, e pur și simplu o formă, e o formă de instinct combinat cu o formă de comoditate, de lene. Asta din partea unei națiuni care se pretinde ingenioasă și care are tot felul de pretenții de la ceilalți. Să o considere inteligentă, să o considere adaptabilă, adaptabilă e, nu e vorba. Dar maimuța carpatină e acea creatură fără chip sau cu o mie, un milion de chipuri, care vede ceva în ograda celuilalt și își spune, pe asta mi-ar prinde mie și, bine și mie, fără adaptare. De ce? Pentru că există deja. Și dacă el s-a validat pe piață, atunci îl preiau și eu la mine aici, că rău nu poate să-mi prindă. Și așa se face că preluăm formate de emisiuni, preluăm sărbători, așa zise sărbători, preluăm gesturi, preluăm cântece și nu plătim copyright, preluăm de toate. Deci maimuța este o imitatoare. Da? O imitatoare de comportamente. Maimuța carpatină este o creatură care imită și în același timp preia și își însușește cealaltuia. Cam asta e explicația. Deci nu vreau să credă că e un titlu jignitor la adresa nației sau că toată cartea este o radiografie în cheie simiană a unor metehne naționale. Dar pur și simplu unul din texte așa se cheamă, Maimuța carpatină, și mi s-a părut că textul ăla ar merge și ca titlu de volum. Și câteva exemple de imitații, așa cum apar în carte. Da, gândiți-vă de exemplu la Valentine's Day, care este o formă de a prelua neselectiv. Adică în condițiile în care tu ai o sărbătoare de același tip, în condițiile în care Valentine's Day sună ca nuca în perete, tu totuși o preiei de acolo pentru că așa ți-e comod. Și o preiei cu tot ritualul și cu toate sosurile, cu toate ingredientele. Nu construiești ceva pornind de la Valentine's Day în așa fel încât să-l adaptezi pentru ce se întâmplă. Și pur și simplu iei ca atare și îl muți aici și după aia te miri că sună fals. Da. Problema este că nici măcar nu te mai miri. Adică pentru mulți sună perfect normal și perfect plauzibil să iei ceva de la americani, pentru că e de la americani, și să-l faci să funcționeze aici. Mă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă sărbătoarea asta ar fi fost, tipică albanezilor sau cârgâzilor sau mai știu, Mauritaniei. Am fi preluat și atunci nu cred că am fi preluat. Dar așa, fiind o modă transatlantic, am zis că e bună și pentru noi. Dar asta e un exemplu. Gândiți-vă la fotbaliștii care se închină invers. Fiind ortodoxi, ei se închină catolic. De ce? Pentru că așa au văzut. Așa au văzut la brazilieni. Așa au văzut la englezi. Așa au văzut, habar n-am. Așa au văzut la catolici. Ei n-au nicio reprezentare a simbolurilor și a consecuției gesturilor. Pur și simplu așa au văzut la altul și atunci fac și ei la fel. Sau am citit ca fotbalistul care își sărută inelul. Da, își sărută inelul chiar dacă nu-l are. Dar din același motiv, pentru că a văzut un fotbalist spaniol pe Raul, făcând prima dată gestul ăsta, omul dedica un gol soției lui. Și toți oamenii din fotbal, căsătoriți sau nu, asta nu mai contează, își pupă inelarul. La fel cu ridicatul degetelor în sus spre invocare divină. Da? A făcut-o unul odată un brazilian, acum o fac toți. Și gesturile astea se banalizează, își pierd credibilitatea și conținutul și cei mai rău ajung în contradicție cu intenția lor. Adică intenția era o intenție omagială,
gestul repetat la nesfârșit și aiurea sfârșește în ridicol. Și cred că este unul dintre efectele unul din efectele principale ale preluării fără discernământ, ridicol. Sunt mai multe texte în care vorbi și de o tabloidizare și spuneți că unele zone nu le credeați, nu credeați că o să fie permeabile la tabloidizare, dar totuși lucrurile se întâmplă. E adevărat. Da, adică nu mă închipuiam că o să se ajungă la discuții tabloide și la personaje tabloide în medicină, de pildă, sau în sănătate. Dar avem personaje care se comportă oarecum desprins de logica profesiilor și a vocațiilor, dacă au într-adevăr o vocație. Avem medici care, în loc să-și onoreze cum trebuie profesia, să ia la harță, la televizor. Avem medici care confundă jurământul lui Hipocrat cu jurământul lui Ipocrit, să-l știu mai bine pe ăsta, pe al doilea. Avem medici care își pun viața, am avut medici care își pun viața pe taramă, medici care fac reality show-uri. Mi-a să mi se pare o probă de popularitate și de jovialitate publică, nu mi se pare o probă de tabloidism. Dacă tu ești un medic reputat, sigur, participi la emisiuni, evident, ești frecventabil, nu te închizi, nu te izolezi, dar asta nu înseamnă că lași o televiziune declarat tabloidă să vină la tine acasă să te filmeze, nu știu, când te spui pe dinți sau când vii de la cumpărături și îți săruți sau nu soția. În momentul că, și mai ales că asta vine din partea unor oameni care pretind o dimensiune publică și care ocupă și demnități la ora asta. Și asta spun, nu închipuiam că tabloidismul să ajungă și în zonele astea. E adevărat, nu închipuiam nici că reprezentanții clerului o să recurgă la episoade jenante, ca să folosesc eufemisme. Iar asta este un curent. Eu am crezut că este o invazie acneică multă vreme. Am zis, astea sunt coșurile noastre de nație abia ajunsă sau reajunsă în democrație. O să cadă coșurile astea după 5 ani. Dar coșurile nu cad. Și atunci poate că nu e doar o boală de adolescență sau de revenire la adolescența democratică, ci o boală de sistem. Și dacă e boală de sistem, e mai grav și nu știu ce ar trebui făcut. Dar ideea este că volumul Maimuța Carpatina nu este un volum în care eu mă iau la ceartă cu România, în care o desfințez, în care îi dau note proaste, o las corigentă sau repetentă. Nu, nici vorbă. E o carte scrisă cu tandrețe, chiar dacă e scrisă cu ironie. Dar ironia și tandrețea sunt compatibile, după părerea mea. E o carte scrisă cu o anumită mâhnire și o carte scrisă cu credința celui care știe că nu trebuie să-și piardă buna dispoziție, indiferent ce se întâmplă. Că nu trebuie să devină acru, uscat, să-i pută tot, să nu-i mai placă nimic și să vrea să plece. Eu, de exemplu, nu vreau să plec. Sunt foarte multe lucruri care se pot schimba și care trebuie schimbate aici, în România. Dar n-aș vrea pentru nimic în lume să plec de aici ca să găsesc o viață normală în altă parte. Eu prefer să redescoper normalitatea aici, atâta cât pot eu să o fac. Și dacă poate și cel de alături, cu atât mai bine. Vorbeam înainte că ne uităm din ce în ce mai puțin la televizor, săturați de tot spectacolul mediatic. La ce vă mai uitați totuși? Mă uit la anumite filme, dar nu la filme grele, la filme care să nu mă solicite neuronal din calea afară, pentru că sunt și obosit, am un calendar destul de aglomerat și am un confort deosebit când văd prostioare. Filme de 2 lei, filme care, de 2 lei fiind, sunt parodii, dar parodii voluntare, pentru că există și umor involuntar. Deci mă uit la un film din categoria Red, de exemplu, Retired and Extremely Dangerous, care este o farsă și o pleaznă la adresa CIA-ului și a agenților pensionați pe nedrept, care revin, care își asumă misiuni și care salvează omenirea. Dar știu că acolo este o intenție
de autoluare în derâdere. Și la așa ceva mă uit cu plăcere, repet, pentru că, în primul rând, sunt un admirator al registrului comic, în al doilea rând, pentru că nu mă solicită seara târziu când ajung să mai aparțin și mie. Dar comicul din talk show-uri mai e tolerabil. Să mai pară comic, da, a încetat să mi se pară comic, da. Adică în orice exces e primejdios și excesul de talk show și excesul de musculatură umflată din talk show-uri și răgetul ăsta neîntrerupt pe care l-auzi când deschizi televizorul ajunge să te enerveze. Vă mai puteți detașa de... nu mai găsiți o zonă de detașare, de... să râdeți de ce se întâmplă sau a devenit prea obositor. Am făcut-o la început. Câte vreme n-a devenit obicei și n-a devenit manie. Câte vreme am crezut că aceste lucruri sunt excepția și nu regula. Am făcut-o ani de zile pentru că a trebuit să scriu o cronică TV. Atunci nu puteam scrie cronică TV ținând televizorul închis, pentru că ar fi fost imposibil și în orice caz neelegant. Acum mă uit la anumite întâmplări sportive, câteodată și la discuții pe teme sportive, pentru că am o colaborare care mă obligă să fiu la curent cu ce se întâmplă în domeniu. Mă mai uit la filme, mă mai uit la documentare, dar și la acelea început să devin selectiv. Și sper să n-ajung în situația celui care face din televizor doar un emițător de fond muzical. Pentru că sunt și oameni din ăștia, dar de obicei sunt oameni singuri, eu nu sunt singur. Oamenii singuri lasă televizorul să meargă ca să mai audă o voce. Sper să n-ajung acolo. Vacanța asta de Crăciun o să fie destul de mare. Puteți să recomandați cititorilor noștri și spectatorilor noștri câteva cărți pentru vacanța asta? Da, subînțeleg Maimuța Carpatina ca pe o recomandare, că de asta am venit aici. Le recomand cartea Iasminei Reza, Fericiți cei fericiți. Eu am citit-o acum vreo lună, o lună și jumătate. E foarte frumoasă și bine tradusă, tradusă Luiza Vasiliu. E un roman despre hiatusurile sentimentale, existențiale, de comunicare, despre lumile care nu se mai întâlnesc și care s-au întâlnit până la un punct. Asta știu că mi-a plăcut din ce am citit. Am citit un lot întreg de la Polirom, dar mi-a rămas cartea asta. Recomand jurnalul Anei Blandiana, Fals tratat de manipulare, care este într-adevăr o carte scrisă și cu sensibilitate și cu fermitate și cu o revedere necesară a trecutului. Și ce să mai recomand? Recomand literatura în general. Recomand literatura pentru că nu ca pe formă de escapism, nici ca pe formă doar de parazitarea altor vieți a vicilor din cărți, a personajelor, ci pur și simplu pentru că noi trăim într-o poveste, fără să ne dăm seama. Și e bine din când în când să ieși din povestea ta, din logica ta de funcționare și să intri în povestea altora. Iar literatura, cred că este un prieten. Eu așa simt ca pe un prieten, niciodată nu l-am simțit ca pe o corvoadă.